Bună, mă numesc Diana, l-am alături de mine pe Cătălin de la Sporting București. Bună, Cătălin, ce părere ai despre meciul din seara aceasta? Ce pot spune? A fost un meci destul de bun. Am avut multe ocazii, eu zic că am fost mult mai bun ca ei astăzi. Sper să jucăm din ce mai bine și sper ca data viitoare să câștigăm, exact cum am făcut astăzi. Care consider că a fost dezavantajul echipei adverse? Eu zic că nu au fost mari dezavantaje, numai că noi aveam condiție mult mai bună decât ei. În rest am fost cam de același nivel. Care ți s-a părut cel mai bun jucător de la echipa adversă? Cel mai bun jucător de la echipa adversă mi s-a părut băiatul care a dat interviu, nu știu cum îl cheamă, dar a fost destul de bun, ne-a pus probleme. În rest n-au avut cine știe ce. Eu zic că am fost mult mai bun ca ei și în rest ce pot să zic, susținem tot așa. Ce înseamnă pentru tine Liga Prieteniei? Ce să însemne? Un sport între prieteni, sper să ne simțim bine, să nu ne lovim și cam atât, în rest să fie tot ok. Îți mulțumesc! Dați like paginii Liga Prieteniei, vă pup!